Părinte, dacă părinții au avut păcate mari, dar le-au spovedit înainte să aibă copii, copiii vor fi afectați? Asta este o problemă. Pe de o parte spune că părinții au mâncat aguridă, iar copiilor li s-au strepezit dinții și pe de altă parte spune că botezul, spovedania, liturghia șterg păcatele și susțin starea omului de după iertare. Ce nu știm noi este altceva, că prin spovedanie făcută în 5 trepte, bineînțeles, se obține iertarea. Asta o obții, dar numai prin canon obții eliminarea efectelor păcatelor. Dacă ați înțeles asta, ați înțeles cel mai important lucru. Dacă te spovedești în 5 trepte, spunere, părere de rău, căință, promisiune de îndreptare, canon și dezlegare, Dumnezeu prin mâna preotului iartă. Deci ești iertat și cu toate acestea treaba merge greu. De ce? Păi au rămas efectele. Cum anulezi efectele? Prin canon, adică luându-ți medicamentul, canon înseamnă medicament. Aceasta este important, dacă nu facem asta, degeaba ne spovedim. Luăm iertare și ce facem cu iertarea? Este important să anulezi și efectele.